3, cu 15. Pentru ca oricine crede în El să aibă o viață veșnică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cel ce crede în El nu este judecat, însă cel ce nu crede a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata este aceasta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vin la lumină ca să nu se expună faptele. Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Aș vrea să vorbim în dimineața aceasta despre Iisus, care este darul lui Dumnezeu și un dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut din dragoste. Și e interesant că de-a lungul vremurilor sărbătoarea aceasta a întrupării Mântuitorului era parcă diferită față de cum e acum, în ultimile decade cel puțin. Oamenii din ce în ce au făcut din sărbătoarea aceasta mai mult entertainment și mai multă distracție și poate și cu gadgeturile astea care au ieșit. Tot timpul aștept să vină Crăciunul ca să-ți mai iei un telefon nou, un laptop, o tabletă, etc. Și parcă sărbătoarea asta a devenit așa de sărbătoarea gadgeturilor, da? Se vede cel mai bine expresia asta dorințelor egoiste și omenești care le avem noi toți. Dau cadouri, dar sper să primesc mai multe, sau cheltuiesc bani, dar sper că o să primesc lucruri mai scumpe decât am cumpărat eu. Și parcă asta e mentalitatea pe care am dezvoltat-o în perioada aceasta. Și e interesant totuși că provine din adevărul acesta că Dumnezeu este un dătător, că Dumnezeu este unul care a făcut daruri, care ne dă daruri, și darul cel mai mare este Iisus. Poate am vrut să-L copiem și noi pe Dumnezeu, numai că l-am copiat pe Dumnezeu și am ajuns în contexte mult mai rele și ni se vede inima mult mai urât decât n-ar fi fost prilejul acesta. În fine, e interesant că există un sâmbure de adevăr în această desfășurare de dorințe și impresii și atenții pe care ni le oferim unii altora. Iisus este darul lui Dumnezeu și El este acela care ne învață ce înseamnă să fii altruist, generos și bun cu cei din jur. Și deși tonul era negativ, adevărul este că chiar și când dai daruri, și ce am făcut și noi anul acesta, dăruind unor copii săraci sau unor familii sărace, e un lucru mare și este un har pe care Dumnezeu ne l-a făcut să învățăm din dragostea Lui, să fim altruiști și din lucrurile pe care El ni le dă, să le dăm mai departe de altora, să trăim cu palmele deschise, Dumnezeu să pună și Dumnezeu să ia de acolo. Psalmul 145 spune că Domnul e bun cu toți, îndurarea Lui se întinde peste toate lucrările sale. Domnul este credincios tuturor promisiunilor sale și plin de îndurare față de tot ce a creat. Domnul este aproape de toți cei ce îl cheamă, El împlinește dorința celor ce se tem de El. Și Dumnezeu este bun cu toți. Și asta e un adevăr care trebuie să îl exprimăm tot timpul prin viața noastră și prin modul în care ne afirmăm. Iacov 1:17 spune: orice dăruire generoasă și orice dar desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor. El este dătătorul de viață. Iisus este acela care ne-a creat după bunul lui plac, Tatăl este acela care ne-a dat pe Fiul și Fiul ne mântuiește după bunul lui plac. Orice dar pe care îl primim, îl primim pentru că dătătorul a hotărât așa, după bunul lui plac. Orice lucru bun pe care îl primim în viață,
Aceasta este o expresie personală a generozității lui Dumnezeu, a celui care îi place să dea. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Mulți ani de zile, versetele astea pe care noi le-am citit astăzi și în general când se vorbea despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, ani la rânduri, dacă nu decade sau chiar secole, creștinii nu prea vorbeau despre asta, ci vorbeau mai mult despre dreptatea lui Dumnezeu. Și mă refer aici despre lumea protestantă, în mod special reformației. Tocmai pentru că spuneau că dacă vorbim despre dragostea sau bunătatea lui Dumnezeu, este arătată doar celor aleși. Și versete precum acestea, oamenii le înțeleg tocmai în felul ăsta și nu văd în niciun fel generozitatea asta lui Dumnezeu și harul pe care El îl arată întregii lumi și nu doar așa o favoare de asta nemeritată, ci o dragoste profundă pe care Dumnezeu o are pentru lume, pentru lumea din jur, pentru universul acesta pe care El l-a creat. Și ideea este că lumea contemporană nouă nu a răspuns corect acestei atitudini care era cu ceva secole în urmă. Acum se uită mai mult la dragostea lui Dumnezeu așa pentru toată lumea și a făcut din dragostea asta lui Dumnezeu o chestie ieftină, că poți să faci orice, Dumnezeu oricum te iartă, Dumnezeu oricum te iubește. Și echilibrul nu este nici în fațeta aceasta, ci mai degrabă este între cele două. Să vezi că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, dar în același timp este și un Dumnezeu bun care iartă și care iubește. Aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta la câteva aspecte legate de această dragoste a Dătătorului și inspirați fiind de versetele acestea să tragem câteva concluzii cu privire la această dragoste pe care Dumnezeu ne-a arătat-o în cele din urmă în Fiul Său. În primul rând vedem că dragostea aceasta este o dragoste uimitoare pentru simplu fapt că lumea nu o merita. Ok? Sunt foarte mulți termeni specifici lui Ioan în scrierile acestea ale lui Ioan, Evanghelia și după aceea cele trei scrisori pe care le avem în Cuvântul lui Dumnezeu. Iar lumea este unul dintre acești termeni pe care Ioan îi folosește foarte mult, celălalt ar fi întuneric. Are o semnificație aparte și am spus asta și cu alte ocazii, însă o repet, este cuvântul în greacă cosmoi, iar în scrierile iohaniene reprezintă această ordine morală care este într-o răzvrătire voită și culpabilă înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul în sine are mai mult de a face cu mărimea, nu cu calitatea proastă, da? Despre care, pe care lumea o are. Dacă vreți, are mai mult de a face cu cantitatea, nu cu calitatea. Da? În momentul în care citești scrierile lui Ioan și întâlnești acest cuvânt lume, trebuie să te gândești la această ordine morală pe care Dumnezeu a creat-o și această ordine morală este în răzvrătire, în rebeliune voită față de El. Și asta, lucrul acesta, nu stă împotriva adevărului că Dumnezeu iubește această lume. Această lume pe care El a creat-o, care e căzută și răzvrătită împotriva Lui, dar în care Dumnezeu își revarsă dragostea Lui. În Ezechiel 33:11, profetul face niște declarații interesante despre această dragoste a lui Dumnezeu, spunând următoarele lucruri. Prin urmare, spune-le astfel: viu sunt eu, zice Stăpânul Domn, că nu mai doresc moartea celui rău, ci vreau ca ei să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întorceți-vă de la căile voastre cele rele, pentru că vrei să pieri casa lui Israel. Și adevărul este că Dumnezeu iubește omul și că Dumnezeu nu vrea ca nimeni să piară, nimeni să fie distrus, nimeni să fie separat de El.
faptul că se întâmplă lucrul acesta nu stă împotriva adevărului că Dumnezeu nu ar vrea lucrul ăsta. Și asta declară de fapt și Petru, da? În 2 Petru 3:9, vă aduceți aminte textul, că Dumnezeu are, nu este încet în a-și împlini promisiunea, așa cum înțeleg unii, ci are răbdare cu voi și nu dorește să piară vreunul, ci toți să ajungă la pocăință, da? Și chiar dacă cei care ajung la pocăință sunt prea iubiții lui, adevărul rămâne același, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, așa cum spune profetul în Ezechiel 33. Și cea mai mare dovadă a faptului că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului este prin faptul că l-a trimis pe Fiul Său. Și este dovada dragostei lui Dumnezeu pentru acest univers, pentru această ordine morală pe care El a creat-o. Și ucenicii au făcut odată parte din această lume, dar acum au fost trași afară din ea, da? Și ăsta e termenul pe care îl folosește, de fapt, Ioan în scrierile lui, că Tatăl este cel care atrage, sau ăsta este cuvântul care e folosit de fapt în greacă, în original, trage, da? Trage dintr-un context și îl tragi după tine sau îl tragi afară. Și ăsta este adevărul cu privire la ucenici. Ei au fost odată în această ordine morală care era răzvrătită împotriva lui Dumnezeu, dar au fost atrași de Tatăl și scoși în afara acestei ordine morale, acestui univers. Și tocmai asta este semnificația cuvântului ales, pus deoparte. Ok? Dumnezeu a pus deoparte poporul lui din veșnicii, însă Dumnezeu îl pune deoparte și în momentul în care îi atrage la el, în contextul în care ei trăiesc, da? Dacă vreți, planul lui Dumnezeu devine concret în istorie. Planul lui Dumnezeu este făcut în afara timpului și spațiului, în veșnicie, veșnicia trecută, că nu exista niciunul dintre aceste elemente, însă în momentul în care Dumnezeu intervine în viața ucenicilor și nu numai a lor, a noastră, Dumnezeu își duce la împlinire acest plan făcut în afara timpului și îl duce la împlinire în timp, în istorie. Da? Și o face scoțându-ne pe noi cei care suntem puși deoparte, care am fost puși deoparte, ne scoate în afară. Acum, în această lume există întuneric, da? Și e o discuție pe care Ioan o dezvoltă foarte mult în Evanghelia lui și trebuie subliniat faptul ăsta că această lume, lumea pe care el o iubește, este în întuneric. Da? Așa cum spune în capitolul 1, și după aceea, așa cum spune și în capitolul 3, că el a venit la ai săi, da, în capitolul 1 spune asta, după care în capitolul 3 spune că ei nu vor să vină la lumină ca să nu li se vadă faptele. Cu alte cuvinte, vor să rămână unde? În întuneric, da? Și întunericul acesta este un întuneric spiritual, așa cum spuneam în momentul în care am predicat despre cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, capitolul 1. Lumea, ascultați, nu numai că stă în întuneric, nu numai că își acoperă faptele, ei își iubesc starea de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și asta este elementul de lumină pe care Pavel îl aduce în Roman capitolul 1. Da? Că starea asta de degradare a omului a ajuns tocmai în contextul în care oamenii nu doar că se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu trăind în întuneric, dar ei iubesc acest întuneric, această răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, fapt care este foarte dureros. Și gândiți-vă, dacă e dureros pentru noi, cu atât mai mult este dureros pentru Dumnezeu, cel care a creat această ordine morală. Ok? Adevărul este că nu-mi pot imagina copiii mei pe care îi cresc, pe care i-am făcut, nu i-am creat eu, Dumnezeu a creat, dar am participat la viața lor, la venirea lor în viață, e groaznic doar să mă gândesc la gândul că într-o bună zi s-ar putea să mă urească. Și orice atitudine și orice acțiune pe care o fac voit împotriva mea. Doar să mă gândesc la gândul ăsta,
la o zi ca aceasta și e groasnic. Dumnezeu trăiește asta. El, cel care a creat această ordine morală, vede această ordine morală răzvrătindu-se împotriva sa. Și cu toate acestea, deși această ordine morală este sub mânia lui Dumnezeu, sub judecata lui, lucru pe care el îl dezvoltă aici în capitolul 3, această ordine morală este iubită, această lume este iubită de Dumnezeu. E un contrast pe care greu îl înțelegem, cum cineva poate să fie sub mânia lui Dumnezeu și judecat și în același timp iubit de el. Dar este o afirmație pe care Biblia o face și trebuie să o înțelegem. Da? Nu poți să incluzi dragostea lui Dumnezeu pentru cei aleși în dragostea lui Dumnezeu pentru lume. Da? În Scriptură există mai multe feluri de dragoste pe care Biblia le descrie. Vedem dragostea lui Dumnezeu pentru sine, care se vede în contextul Trinității, după care vedem dragostea lui Dumnezeu pentru lume, vedem dragostea lui Dumnezeu pentru aleșii lui. Sunt aspecte și fațete diferite ale dragostei lui Dumnezeu despre care Biblia vorbește și ele trebuie exclusiv lăsate în felul acesta. Nu poți să le incluzi una în alta, pentru că dragostea lui Dumnezeu pentru aleși este de o altă esență, de o altă natură față de dragostea pe care Dumnezeu o are pentru lume. De aceea noi suntem prea iubiții lui și ei rămân doar lume. Ok? Această lume care se află așa, în așa întuneric, este iubită de Tatăl. Nu pentru că ar fi de iubit, da? Ba dimpotrivă, ar fi de disprețuit și de condamnat lucrul acesta. Vedeți, în momentul în care ne gândim că Dumnezeu declară lumii te iubesc, ne gândim la această declarație de dragoste te iubesc în felul în care în viața de zi cu zi o experimentăm. În momentul în care vezi doi tineri care sunt îndrăgostiți și își declară unul altuia te iubesc, o fac pentru că există anumite implicații acolo. Poate că este de iubit. Ea este de iubit sau el este de iubit și de aceea sunt declarațiile acestea. Dar în momentul în care Dumnezeu face declarația aceasta lumii te iubesc, nu există nimic care să fie de iubit în lume. Înțelegeți ce vreau să spun? E ca și cum acești tineri despre care ziceam și se iubesc foarte mult, el s-ar duce la ea și ar spune: arăți mai rău decât Africa, picioarele tale sunt ca picioarele de cămilă, fața ta îmi aduce aminte de fața elefantului pe care am văzut-o la Discovery, părul tău este mai frumos decât, este asemenea pădurii iarna când au căzut toate florile și sunt bețele alea și crengile alea și dau într-o parte și în alta la dierea vântului. Că în momentul în care faci o astfel de declarație, îi zici fetei acelea, nu e nimic de iubit, de apreciat în tine. Dar cu toate astea te iubesc. E cam greu de văzut un astfel de scenariu, nu? Cu siguranță ea nu l-ar iubi pe el dacă el ar face declarațiile astea. Dar există ceva de iubit și asta e motivul pentru care există această atracție. Și în momentul în care Dumnezeu face declarația asta te iubesc, noi purtăm cu noi această greutate a experienței noastre umane și ne gândim și de aceea unii ajung la concluzia: a, dar există ceva de iubit în om, de aceea Dumnezeu ne iubește, are nevoie de noi. Trebuie să înțelegem că în momentul în care Dumnezeu zice lume te iubesc, o face nefiind nimic de iubit în noi, ba din contră, de disprețuit și de condamnat. Și tocmai asta este următorul punct din mesajul nostru. Dragostea aceasta este cu atât mai uimitoare când te gândești la mânia dătătorului, nu doar la iubirea lui, ci la mânia lui. Deși omul era de condamnat și de disprețuit, Tatăl îl iubește. Și ce poate să fie mai anapoda, omenește vorbind, decât tocmai acest fapt?
Dumnezeu iubește pe cei care sunt răzvrătiți și care trăiesc fiecare secundă a vieții lor împotriva lui Dumnezeu și a voiei Lui. Uitați-vă la înșiruirea asta de argumente pe care Ioan o expune în capitolul acesta. Observați că începe cu această relatare din Vechiul Testament, această experiență tristă din istoria poporului evreu în momentul în care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu și împotriva lui Moise și Dumnezeu aduce acest blestem asupra lor, șerpii, și blestemul acesta aduce moarte pentru mulți, iar în contextul acela Dumnezeu face o promisiune de viață și nu doar o promisiune de viață, aduce o soluție de viață, de vindecare, dacă vreți, prin acel șarpe care este înălțat în pustie. Și uitați, el amintește despre asta Ioan, și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie, și subliniați acel trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și el își duce argumentul ăsta mai departe în momentul în care vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Șerpia aceea era reprezenta ce? Judecata lui Dumnezeu asupra neascultării Israelului și necredinței lor. Și șerpia aceea reprezentau un blestem pentru națiune, pentru că ei nu ascultaseră de Dumnezeu. Și meritau acea judecată a lui Dumnezeu și acel blestem pe care Dumnezeu l-a adus. Dar tot așa, spune Ioan, trebuie ca Fiul omului să fie înălțat. Da? Și e interesant că în contextul acesta în care vorbim despre blestemul ăsta care Dumnezeu l-a trimis peste Israel prin șerpii acestea, Iisus vine și El devine blestemul acesta. Da? Și Galaten 3:13, vă aduceți aminte că spune tocmai același lucru. În momentul în care Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, El a devenit blestem pentru noi. Versetul 13 din Galaten 3, căci este scris, blestemat este oricine i-a târnat pe lemn. Ok? Și Pavel duce mai departe gândul acesta pe care Ioan îl prezintă. Acest șarpe înălțat în pustie era răspunsul la blestemul pe care Dumnezeu îl trimisese asupra poporului. Și în același fel, Iisus trebuie să fie înălțat în pustie, adică Fiul, El devenind blestem. Ok? Oricine este atârnat pe lemn este făcut blestem și El a devenit blestemat pentru noi. În momentul în care privim la El și ne punem încrederea și credința în El, noi să nu mai fim blestemați și judecați. Și asta e tot argumentul lui. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie vindecată prin El. Da? Mântuită prin El. Cel ce crede în El nu este judecat. Nu mai rămâne sub blestem, dacă vreți. Nu este sub blestem. Însă cel ce nu crede rămâne sub blestem pentru că nu a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu, dar această rămânere în blestem nu se întâmplă în momentul în care el se uită și zice, a, nu cred. Ci această rămânere în blestem este de fapt o continuare a vieții lui care era sub blestem. Înțelegeți? Oamenii când se uită la textul ăsta, răstălmăcesc cuvintele astea foarte tare. Tocmai pentru că nu îl privesc în argumentul istoric vechi testamental pe care Ioan îl introduce aici. Da? Și dacă vreți, faceți-vă timp și mergeți și citiți experiența aceea din Vechiul Testament cu șerpi. E foarte interesantă. Sunt detalii foarte faine acolo. Lumea este judecată de Dumnezeu în timp ce este iubită de El. E o afirmație greu de digerat, dar este corectă. Da? Iar în momentul în care Fiul vine, Fiul vine să aducă viață. El nu vine să aducă judecată. De ce? Pentru că judecata deja era. Înțelegeți? Oamenii erau deja sub mânia lui Dumnezeu. În momentul în care Iisus vine, El vine să aducă viață și vindecare. Iar cei care nu cred în El continuă
rămân în această mânie sau această judecată pe care Dumnezeu a dat-o. Da? Și uitați-vă, el explică versetul 19 și judecata este aceasta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Observați? Au continuat în starea lor de răzvrătire. Spune, lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. N-au vrut să vină la lumină pentru că ei erau răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și iubeau viața lor, stilul lor de viață. Și ceea ce s-a întâmplat a fost doar să continue în stilul ăsta. Și Ioan zice, asta este judecata. Ok? Faptul că ei au rămas în această răzvrătire, aici se vede această mânie a lui Dumnezeu. Tot Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 21, vorbind despre Iisus Hristos care ridică, care se face blestem și de data aceasta păcat, în 2 Corinteni 5 cu 21 spune, El pentru noi, adică Iisus, Dumnezeu, scuzați-mă, pentru noi l-a făcut pe El, pe Iisus, păcat, pe Cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca în El să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Deci, ascultați, Iisus nu a devenit doar blestem sau nu s-a făcut doar blestem sau nu a luat doar blestemul asupra lui. Pavel merge un pas mai departe, spune că el a devenit pentru noi ce? Păcat. Deși el este unul care nu a cunoscut niciodată păcatul. Pentru, nici măcar nu a fost înzămislit în păcat cum suntem noi. Ok? Elizabeth Barrett este o femeie, o credincioasă care a trăit în perioada lui William Cooper. William Cooper este un poet foarte necunoscut, deși el a trăit pe lângă personaje foarte interesante. Unul dintre ele este William Wilberforce, cel care a sprijinit foarte mult această abolire a sclaviei moderne în Anglia. Și William Cooper era unul dintre prietenii lui și a fost chiar prietenul lui John Newton. S-au intersectat foarte... John Newton, cel care a scris Mărețul Har. S-au intersectat, a trăit în acea perioadă și a scris foarte multe poeme. Unul dintre ele l-a publicat împreună cu John Newton. Se spune că John Newton l-a ajutat să-și termine volumul. William Cooper suferea de niște depresii de astea foarte profunde, dar în depresiile astea aproape că își pierdea mințile. Și John Newton a stat foarte mult lângă el, l-a susținut, l-a sprijinit în momentele astea de crize profunde și l-a ajutat să termine acest prim volum de poezie, însă el a scos mai multe volume de poezie. În fine, Elizabeth Barrett, în momentul în care William Cooper moare, scrie un poem lung de vreo 2 pagini și una dintre strofele poemului acesteia sună ceva de genul: Da, odată strigătul orfan al lui Emmanuel, universul său a zguduit, s-a ridicat la cer fără ecou, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? S-a auzit de pe buzele sfinte a celui abandonat în mijlocul creației lui pierdute, pentru ca niciun fiu să nu mai fie nevoit să rostească aceste cuvinte de singurătate. Ce redă ea în acest poem al ei este adevărul pe care Pavel îl surprinde și în Galateni și în 2 Corinteni. Iisus, abandonat fiind, strigă, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pentru ca William Cooper și cu noi, în momentul în care murim, să nu mai fie nevoie să strigăm, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? El strigă în locul nostru. Strigătul orfanului, dar de pe buzele sfinte a Creatorului, acelui care a creat
lui Iisus. Pentru ca niciun fiu să nu mai fie nevoit să rostească vreodată aceste cuvinte de singurătate. Ăsta e adevărul pe care trebuie să-l îmbrățișăm. Că ceea ce Iisus a făcut cu posibilitatea ca orice om de pe pământul acesta, dacă se pocăiește și crede, dacă vine la Iisus, să aibă harul ăsta, să nu mai strige cuvintele acestea fără ecou: Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Al treilea aspect pe care aș vrea să-l vedem este această măsură a dragostei lui Dumnezeu, care este tocmai propriul său fiu. Deci măsura aceasta a dragostei lui Dumnezeu este tocmai propriul său fiu. Și vedem, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat sau ni l-a dat pe singurului său fiu. Okay? Dumnezeu, versetul 17, nu l-a trimis, da? Dacă vreți negația, Dumnezeu l-a trimis ca să nu judece lumea, da? Dacă inversăm negațiile alea. Dumnezeu l-a trimis, Dumnezeu l-a dat, Dumnezeu ni l-a oferit. Și o să vedem în Romani 8:32, Dumnezeu ni-l face cadou. Ne face dare, un dar pe Fiul Său. Și aceasta este măsura dragostei lui Dumnezeu. Ca lucrurile să devină și mai anapoda, nu erau anapoda prin faptul că aveai această îmbinare de dragoste cu mânie și ziceai, cum poate un om care, o persoană care e mânioasă să poată să iubească în același timp? Nu numai că Dumnezeu iubește acești oameni care nu merită niciun fel să fie iubiți, ba din contră să fie disprețuiți și să rămână sub această mânie, El nu numai că face lucrul ăsta, dar își trimite propriul Său Fiu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și această trimitere a Fiului Său izvorăște tocmai din această dragoste. Uitați-vă în Romani 8:32. El care nu și-a curțat propriul Său Fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Ok? El care nu și-a curțat propriul Său Fiu, l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Ok? Aceasta este măsura dragostei lui Dumnezeu. Această trimitere a Fiului Său. Și cum poate fi mai surprinsă, cum poate fi mai bine surprinsă această ilustrație decât tocmai printr-o poveste. Vă plac poveștile, nu? O să vă citesc în dimineața aceasta povestea Peticarului de Walter Wangerin, apărut în 1984 în Christianity Today. Este o poveste foarte populară în Statele Unite, din păcate în România nu a fost tradus. De ce am traduce lucruri așa frumoase? Mai degrabă să traducem alte lucruri. Și în dimineața aceasta vreau să vă citesc și să surprindeți tocmai ceea ce Dumnezeu a intenționat să facă prin Hristos în această lume. Ascultați, am văzut o priveliște tare ciudată. Am dat peste una dintre cele mai bizare povești, o poveste ca nicio alta din viața mea, dar pentru care simțul meu de stradă și limba mea glumeață m-au pregătit. Taci, copilule, taci acum, îți voi spune. Într-o vineri dimineață, chiar înainte de zori, am observat un bărbat tânăr, frumos și puternic, umblând pe aleile orașului nostru. El împingea un cărucior vechi, plin de haine luminoase și noi, și striga cu o voce clară de tenor: Zdrențe! Aerul era așa de îmbâxit, iar prima lumină așa de murdară, era așa de murdară pentru a fi străbătute de o astfel de muzică suavă. Haine! Haine noi pentru cele vechi, iau eu hainele voastre jerpelite, haine! Acum, asta chiar e o minune, m-am gândit în sinea mea, pentru că bărbatul era înalt de vreo 1,93, cu brațele asemenea unor crengi de copac, tari și musculoase, cu ochii care inspirau inteligență.
Chiar nu a putut găsi o slujbă mai bună decât aceasta? Pe ticar de oraș? L-am urmărit, împins fiind de curiozitate, și nu am fost dezamăgit. În curând, pe ticarul a văzut o femeie stând pe veranda din spate. Aceasta suspina într-o batistă, gesticulând și vărsând 1000 de lacrimi. Genunchii și coatele ei făceau un X trist. Umerii s-au scuturat, inima era ruptă de tristețe. Peticarul și-a oprit căruciorul. Încet s-a dus către femeie, călcând peste câteva cutii, jucării, moarte și Pampers. Dă-mi zdreanța ta, a spus blând, și îți voi da alta. El i-a luat încet batista de la ochi. Atunci s-a uitat în sus către el, în timp ce el îi punea înapoi între palme o pânză așa de curată și nouă încât strălucea. De la darul dătătorului, femeia a clipit. Apoi, după ce a început să împingă căruciorul lui, peticarul a făcut un lucru ciudat. Și-a pus batista ei pătată pe fața lui și a început să plângă. Să suspine așa de tare, precum o făcea ea cu umerii tremurând. Cu toate acestea, ea a fost lăsată fără vreo lacrimă. Asta este o minune, mi-am spus în sinea mea și l-am urmărit pe peticarul îndurerat asemenea unui copil care nu poate fugi de mister. Zdrențe, haine vechi, haine noi pentru cele vechi. Peste puțin timp, când cerul s-a arătat gri în spatele acoperișilor și am putut vedea fâșiile perdelului atârnând la ferestrele întunecate, peticarul s-a apropiat de o fetiță fără expresie, a cărui cap era acoperit de un bandaj. Bandajul era plin de sânge, iar o dâră curgea pe obrazul ei. Acum peticarul înalt se uită la fetiță cu milă și a luat din căruciorul său o bonetă încântătoare galbenă. Dă-mi zdreanța ta, a spus el, și îți voi da altceva în schimb. Copila se holba la el în timp ce acesta îi desfăcea bandajul și îl legă la capul lui. Apoi a luat boneta și a pus-o pe cap. Am suspinat la priveliștea pe care am văzut-o, pentru că atunci când i-a dat jos bandajul, rana s-a dus. Dar pe fruntea lui a început să curgă un sânge, mai închis și mai însemnat, propriul lui sânge. Zdrențe, haine, iau haine vechi în schimbul unora noi, strigând dureratul însângeratul puternicul inteligentul peticară. Soarele a străpuns cerul, dar și ochii mei. Peticarul părea că se grăbește. Mergi la muncă? L-a întrebat pe un bărbat care se sprijina de un stâlp de telefon. Omul a dat din cap. Peticarul l-a zurit. Ai o slujbă? Ești nebun! L-a șicanat celălalt. S-a distanțat de stâlp, dezvăluind mâneca dreaptă a jachetei plată cu manșeta îndesată în buzunar. Nu avea mână. Așadar, a spus peticarul, dă-mi jacheta ta, iar eu ți-o voi da pe a mea. Cât autoritate liniștită în vocea lui! Omul cu o singură mână și-a dat jos haina. Același lucru a făcut și peticarul. Și-am tremurat cu totul la ceea ce am văzut, pentru că mâna peticarului a rămas în mânecă, iar când celălalt s-a îmbrăcat cu ea, avea două brațe groase, precum o creangă de copac, iar peticarul avea numai una. Mergi la muncă, a spus el. După aceea a găsit un bețiv care se stea inconștient sub o pătură de armată, un bărbat în vârstă, gârbovit, zbârcit și bolnav. I-a luat pătura și a înfășurat-o în jurul lui, iar bețivului i-a lăsat haine noi. Și acum a trebuit să fug pentru a ține pasul cu peticarul, deși suspina fără control, cu sânge curgându-i liber pe frunte, împingea căruciorul cu o singură mână, împiedicându-se din cauza beției, căzând mereu și mereu epuizat, bătrân și bolnav, alerga cu o viteză teribilă. Cu picioare de păianjen s-a stricurat printre aleile orașului, kilometru după kilometru, până a ajuns la marginea acestuia și s-a grăbit să treacă dincolo. Am plâns când am văzut schimbarea din omul acesta. Mă durea să-i văd întristarea. Și cu toate acestea, voiam să văd unde se grăbește așa de tare și poate să aflu care e motivul pentru care făcuse toate lucrurile. Peticarul mic și bătrân a ajuns la o groapă de deșeuri, a ajuns la marginea gunoiului. Așteptam momentul potrivit pentru a-l ajuta, dar m-am ascuns. S-ar ca pe un deal, cu o muncă chinuitoare, a curățat un spațiu mic de pe deal, apoi l-a marcat, s-a culcat și a așezat capul pe o batistă și pe o jachetă, s-a învelit cu o pătură militară și a murit. Oh, ce am plâns când am văzut o astfel de moarte! M-am prăbușit într-o mașină veche și părăsită și m-am tânguit și am jelit ca unul fără speranță, pentru că ajunsesem să-l iubesc pe peticar. Orice altă față pălea în ochii mei față de acest bărbat pe care îl apreciam de acum.
dar murise. Am adormit plângând cu suspine. Nu știam cum aș fi putut să știu că am dormit vineri noapte și toată sâmbăta, inclusiv noaptea ei, dar apoi duminică dimineață am fost trezit de o violență. Lumină curată, puternică, provocatoare a lovit fața mea pesimistă și am clipit și m-am uitat și am văzut minunea minunilor. Acolo era peticarul care își împacheta pătura cu multă atenție, cu o cicatrice pe frunte, dar în viață. Și pe lângă aceasta, sănătos. Nu dădea niciun semn de bătrânețe sau durere, iar toate zdrențele pe care le strânsese străluceau de cât de curate erau. Bine, mi-am lăsat capul în jos, tremurând de la tot ce am văzut și m-am dus către peticară. I-am spus numele meu cu rușine, pentru că eram un personaj neînsemnat pe lângă el. Apoi mi-am scos în acel loc toate hainele. Și am spus cu mult dor în voce, îmbracă-mă. M-am îmbrăcat. Domnul meu m-a îmbrăcat cu haine noi și sunt o minune lângă el. Peticarul, peticarul Hristosul. Redă puțin din ce am vrut să spun în dimineața aceasta. Uitați-vă cum se termină textul nostru, cel pe care l-am citit, ultimul verset, dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Și îmi place cum se termină textul ăsta, că nu e așa un ton pesimist vorbind despre faptul că toți oamenii sunt judecați, că toți oamenii sunt mânia lui Dumnezeu. Nu, nu. Există unii care nu rămân sub mânia lui Dumnezeu și nu sunt sub mânia lui Dumnezeu și nu sunt judecați de Dumnezeu și nu vor fi judecați de Dumnezeu. Și unii dintre ei sunteți voi, cei care în dimineața aceasta sunteți aici. De ce? Pentru că el a luat blestemul asupra lui. Pentru că el a luat păcatul asupra lui, pentru că, așa cum zicea acest Welter Wondering, a luat zdreanța noastră asupra lui. Și când a mers la cruce, le-a purtat, s-a culcat pe ele. Nădăjduiesc că de adventul acesta, terminând cu el, de fapt, este duminica de Crăciun în creștinism, duminica aceasta în care, ziua aceasta, uneori nu cade duminica, în care Hristos ar trebui sărbătorit și oamenii ar trebui să se închine Lui. Și aș vrea în duminica asta să nu vă gândiți ce fac unii și alții. Asta e tendința noastră, să plângem pentru unii și alții care nu fac ceea ce trebuie. Dar nu vă gândiți la ei, gândiți-vă la dumneavoastră. Și gândiți-vă ce har vi s-a făcut, că vi s-au dat haine noi în schimbul zdrențelor pe care le aveați. Și blestemul pe care, în care meritați să rămâneți, mânia aceea care merita din plin să rămână asupra dumneavoastră, asupra voastră, nu mai este. Păcatul care în veci n-ar fi trebuit rezolvat, că nu aveai cum să-l rezolvi, toate acestea s-au dus. Pentru că Iisus s-a întrupat și a venit și a murit și a înviat și s-a înălțat și ne-a trimis un mângâietor care ne învață toate lucrurile despre El, care ne dă viață, care ne învață că El e pâinea vieții, că El e cuvântul, că El e lumina lumii și că El este darul lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne gândim în zilele acestea. Cine e Iisus pentru mine? Cine e acest peticar pentru mine? Cât de mult îl iubesc? Cât de mult îl urmez? Amin? Okay.